Fraților, bine ați venit la un nou episod de Breaslă. Din câte vedeți, avem aici un nou drum. Drum care o să ducă la noua noastră bază pe care o să facem în episodul de astăzi. Bază pe care am tizuit-o, ca să zic așa, în episoadele anterioare, în care discutam și vorbeam despre... Nu trebuie să stai aici. Acum l-am văzut. Vă tizuiam în episoadele trecute și vă ziceam că, bă, o să fac o bază într-un anumit cub, într-o formă anume, știi? Și este vorba de un cub Rubik. Cineva prin comentarii pe acolo, am văzut, de fapt, mai mulți oameni prin comentarii care au ghicit oarecum care este ideea. Așa că, fără doar și poate, băie și fete, începem această nouă aventură cu o nouă bază pe lângă noi pe aici. Eu zic că acest castel... momentan o să-l folosim, de fapt momentan, ci o să-l folosim ca pe o zonă din asta de cu chesturi, știi ce zic? Și asta să fie o bază mai puternic dezvoltată, probabil să face și noi rost de Elytra și toate chestiile astea. Dar haideți să o luăm și noi cu începutul, să o luăm ușurel, ușurel, ușurel. Vreau în primul și în primul rând să facem următoarele chestii. Unul la mână, să nivelăm această zonă de aici, să o facem puțin mai micuță, cel puțin partea asta de aici vreau să o fac puțin mai mică, măcar până la nivelul ăsta de aici, știi ce zic? Uite, să sparg ăsta până la nivelul ăsta, știi? Ceva de genul. Și să facem, uite, din partea asta mai exact, să venim să acoperim toată apa asta de aici, bine, nu până jos de tot, doar playerul de sus cum ar veni, știi? Și să facem, uite, de pe undeva de pe aici, zic eu, că ar veni interesant din punctul meu de vedere. Uite, ceva de genul. Opa, trebuie să avem și noi torța asta de aici. Uite, ceva de genul ăsta de aici. Și să-l ducem până în spate acolo și să, v-am spus, să facem zona asta. Pentru că pe aici o să fie această bază cu cubul Rubik. Care, by the way, cubul Rubik nu poate să fie pus jos pe pământ singurel. O să fie ținut de o mână. Practic o să facem o mână care ține un cub Rubik. O mână care ține un cub Rubik. Și gen, noi intrăm, dacă putem să intrăm pe mai multe zone, putem să intrăm cu Elytra, o să zburăm, sau putem să intrăm pe jos pe aici și să urcăm prin mână și să ieșim prin diferite degete, prin diferite nivele din fermă, cum ar veni. Asta așa, din fermă, doamne, din asta, din bază. Așa ca idee, încercăm să facem și noi chestii interesante pe aici. Deci, haideți că începem aici episodul, porni și voi acolo, popcorn-ul acolo, suculețul dacă nu l-aveți deja, dați like, abonați-vă. Și haideți să începem treaba, înainte să începem în totalitate treaba, vreau să vă arăt cât de bine funcționează această fermă de cartofiori pe care am terminat-o data trecută. Ferma funcționează de minune, vă recomand cu cea mai mare plăcere să vă faceți și voi o fermă de genul acesta dacă vă interesează să vă faceți rost de mâncare. Și puteți faceți cu morcov, cu mai multe. Oricum, haideți să începem terraformingul ăsta, v-am spus să facem acolo puțin așa și să înceapă treaba și nebunia. Deci mai aveam puțin și terminam și asta aici, bă, frate. Și tomata căcăciusul ăsta. Dă-mi tridentul, mâncați aș guricica. Mă nenorocește, mă damblagește. Mă damblagește, mă damblagește. Mă damblagește, mă nenorocește. Oleu, mamă. Bă, l-am cam subestimat, mâncava și gura voastră. Voi, frate. Oleu. Mamă, dar știi care e problema cu el? Că dă și mă împinge prin apă, știi? Ia stai să văd unde e. Aici jos, sub mine. Na, poftim. Tridentul. Mâncava și gura? Tridentul. Let's freaking go, let's freaking go. Let's freaking go. Avem tridentul. Let's go, bă, tată, bine, mă, adițu, mă, bine. Bun, regele, mă. Păi acum știi ce putem face, mă, fraților? Putem să punem un mending pe care l-am cumpărat de la Panda în episodul anterior. Să punem pe ăsta, la mendingul ăla pe care l-am luat în plus și vă întrebam eu dacă am făcut corect sau nu. Deci bine, mă, tată, mă, ești nebun. Suntem bine, mă, te-am terminat și aici de acoperi toată chestia asta. Mai trebuie să facem puțin terraforming la asta și cam mai ar fi, știi? Adică să dărâm toți copacii și să nivelez puțin ăsta pe aici. Adică nu e nimic complicat. Vreți să știți ce este mai bun decât un trident? Două tridenturi, ia uitați-vă. Sau două tridente? Scrieți voi în comentarii cum se zice corect. Dar, da, am mai omorât un bărbat din ăsta din apă și acum am două tridente sau tridenturi. Da, nu știu.
chiar în momentul de față îmi dă creierul blue screen și nu știu ce să, cum se zice. Mă rog, revenind la chestiile pe care le-am făcut pe aici, am pus și eu niște torțe pe aici pe jos. Am mai spart din chestia asta de aici, am zis să nu mai fac timeless pentru chestia asta, că e destul de boring. Măcar ați văzut aici cum am completat. În rest așa, eu cred că ne mișcăm bine, zic eu. Ce o să trebuiască? O să trebuiască să căutăm și să facem rost de foarte, foarte, foarte multe materiale, frații mei. Nu știu dacă apare pe lista asta din Lightmatica. Dar o să mă uit eu exact să văd de câte materiale avem nevoie. Dar știu că avem nevoie de foarte multe stack-uri de iteme, de blocuri. Am nevoie și de quartz. Oricum, quartz știu că am. Oricum, e ok. Ne facem talentul, stai să ne și culcăm un pui mei că plouă și nu-mi place ploaia asta. Sunt și eu Nether și mi-au bullying în cavaș gura voastră. Na, poftim. De ce? Nici nu vreau să-l omor, că cine știe, poate are treabă omul cu el și nu vreau să-l omor. Mi-au bully, bă, băiatule. Mi-a zis Dani, s-a lăudat Dani, că pe undeva prin Nether, pe aici unde scrie fermă, este, mă, să văd. Spawn. O, unde scrie, mă, fermă, mă, că minte. Omul meu este un micinos patologic. Nu știu unde scrie fermă, dar el zice că e un spawner cu 3 dăle. Aici scrie doar scheleți. Vreau o fermă de XP, dar, mă rog, nu știu eu unde e. Poate știți voi, ziceți voi în comentarii, oricum. Salut, uite ce să fac, am făcut și eu puțin terraforming pe aici. Bă, ce o să fie aici, îmi spui? Sunt puțin curios. O să fie următoarea bază, care ține, e o mână care iese din pământ de aici și ține un cub Rubik în mână, gen. Ok, am înțeles. Presupun că o să mai dureze, da? Deci nu dau niciun spoiler sau ceva. Da, stai liniștit, pot să filmez fără probleme, că oricum, până termin eu, mai durează ceva, da. Ai ceva terraforming de făcut din câte văd? Mă, nu mai e, doar ăsta de aici vreau să-l iau și cam atâta. În rest, trebuie să construiesc aia. Ăla de acolo vreau să-l las. Nu știu, văd ce fac cu el după. Am înțeles. Bă, o să arate bine, deoarece în partea asta de unde se vede linia aia de dirt, vreau așa să fac un pod care să traverseze până la village. O să vadă mișto ce faci tu aici. Oricum, mâna, gen, cum ține cubul cubic, o să fie cu fața încolo, gen, știi ce zic? Adică o să fie mai mult spre castelul meu. Păi nu contează, măcar oricum, se vede. Da, oricum se vede bine, oricum se vede super mișto, se vadă super bine. Am înțeles. Cartofii aia de care ziceam și ți-i ceream că... Haide să-ți dau dacă tot ești aici, haide. N-am mâncat nimic de 2 zile, de aia zic. Vrei să-ți dau gata prăjiți? Că am impresia că doar un stack, din păcate, prăjit. O să iau unul gata prăjit și mai au 2 stack-uri, așa, normale. Ok, 2 secunde, că la mine momentan e harababură pe aici, a? Am înțeles, oricum, ai făcut câte ceva. Da, ia vino să vezi ce am aici. Ia să vedem. E bine sau nu exploatarea sătenilor? Bă, sunt românești sau? Sunt dăbuleni. Sunt de dăbuleni, ok, dăm coace. 2 stack-uri vrei sau câte, de câte ai nevoie? Da, 2 stack-uri. Dacă și vrei, unul prăjit mai multe, să mănânc adică... cu... Bă, nu-i ca și cum te muți de aici, o să pot să vin să mai iau și n-am prea multe diamante la mine. Cât mă costă? 2 diamante, un diamant pe stack din ăsta și 2 diamante stack-ul de la prăjit, gen, știi? Am înțeles, deci e 4 diamante, gata. Stai să mă duc să-ți iau, că e pe undeva prin chestul ăsta și e la prăjit. Mai am unele pe aici. Nu mai știu unde, stai să mă uit. Uite-le aici. Ok, gata, mersi, mulțumesc. Să trăiești. Și tu ce ai de gând să mai faci pe acolo, pe la tine, pe la vază? Ai zis că vrei să faci podul ăla peste. Da, vreau să fac podul ăla peste și unde e partea mea de bază, vreau să fac un oraș. Adică interesant. Și oarecum de la podul ăla vreau să mă conectez cu ceilalți în zonă, să mă duc până la Colpir, la Dani și la cine mai da, e. Da. Oricum, ei sunt mai mult pe partea asta, adică podul ăla ar duce doar într-o parte, adică trebuie să mai faci încă un pod de la ăsta din stânga spre ăla din dreapta, și ce zic? Bă, din câte m-am uitat, oarecum din partea aia ocolește așa muntele, ar fi drum fără niciun pod, dar o să ocolesc puțin. Da.
E, lasă că se facem pe aici chestii, nu-i bai. Avem timp, avem timp, e timp suficient, da, e timp suficient. Întâi să mă văd cu ăla făcut și după aia mai mă gândesc dacă mai fac unul, dacă nu mai fac. Da. De tine e destul de bine, cu ei pe aici peste munte, bam, 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 și ai ajuns la da, da. Spawn. Îți dai seama, îți dai seama, pe mine, oricum mie mi-ar fi plăcut o elitra să am și eu, dar las, cu timp. Mamă, ai fost momentul potrivit la locul potrivit, nu, omul potrivit la momentul potrivit. Îți dai seama, dacă nu veneam cu tine până aici, ziceam, hai, du-te tu pe acolo, bam, 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 și... Ma, din păcate, doar Power 3 parcă, am vrut să fac un arc puternic, dar doar Power 3. Dacă vrei, da, lasă, poți lasă. Să te duci la mine, la spawner și să folosești câte arcuri vrei de acolo, că eu îmi fac arbaletă. Stacat. Lasă că vreau să-mi fac un arc puternic, că nu se mai poate, că mă mai bag cu niște scheletoni, frate, și mă nenorocesc ăștia. Fraților, s-au întâmplat multe de la ultima noastră filmare pe brează, pentru că a fost o secundă, pentru mine a fost mai mult timp, dar haideți să vă explic care este situația în momentul de față. Am stat și am farmat destul de mult aici, bine, nu despre dărdul ăsta e vorba, că mă vreau să mă uit în partea asta altă. Am farmat foarte, foarte mult stone, din câte vedeți avem nevoie de foarte mult stone, foarte mult cobblestone de altfel. Avem nevoie și de cobble deep slate pe care o să transformăm puțin mai încolo în chestii din astea, polished cobble deep slate sau ceva de genul. Am făcut aici un micuț generator de stone și de cobblestone infinit. Practic ce este? Sunt niște hopere puse în fața aici. Două secunde, nu știu cum să vă arăt, că degeaba, sincer degeaba vă arăt, că e doar o chestie banală. Aici sus de tot avem lavă, jos acolo avem niște apă și practic lava aia cu lava, lava cu apa creează stone și sunt niște hopere conectate la chesturile alea și aia, adică nu e nimic a pieși din comun, e foarte, foarte ușor și super basic. Și asta aici AFK, am făcut rost de cât stone avea nevoie, cât cable stone avea nevoie. Două pickaxe-uri, Gogu și Țiții sunt aici la înaintare cu Silta și cu Fortune. Adică unul să facă cable stone, unul să facă stone normal. Și na, haideți să ne ocupăm acum. Am nevoie, din câte știu eu, mă uit în schematic, pentru că am construcția asta pe schematic. Am nevoie de un stack, de fapt 1,5 shulker box-uri. Adică un chest jumătate normal, practic, când e un chest din ăsta dublu, puțin peste jumătatea chestului dublu. Deci de MOS avem nevoie. Stai două secunde, că știu că am mai fost laminat, am mai făcut rost și am mai făcut rost de niște diamante. Vreau să merg să cumpărăm niște MOS de la cine credeți? De la Colpir, pentru că știu că dânsul avea niște MOS de vânzare, așa că mergem la el acolo să-l îmbogățim pe om. De fapt, uite, putem să vedem, am greșit puțin, puteți să vedem și câte stack-uri avem nevoie. Avem nevoie de 42 de stack-uri, din câte vedeți scrie acolo, 42 ori 64. Adică 42 de stack-uri avem noi nevoie, vreo 2000 și ceva de iteme, de blocuri cât scrie acolo. Deci 42 de stack-uri. Mamă, hai să facem un scurt calcul, să vedem. Mamă, ce este mânca faci gura voastră? Dragă haiducule, te invit să participi la vânătoarea de capete. Concursul va dura mai mult timp și cine strânge cele mai multe câștigă în felul următor. Două blocuri de netherite, mamă. Beacon, 32 de blocuri de fier. Dacă vrei să participi, du-te la coordonatele nu știu care, iar acolo este un cufăr unde poți să... Mamă. Tare asta, cred că o să mă bag la creație. Uite, aici ne-am mai fost cumpărați cartofii. Momentan nici n-am făcut acolo, a fost, din nou, e o perioadă foarte zăpăceală pentru mine. Dar trebuie să ne ocupăm și de shop-ul propriu zis. Că m-au tras oamenii de urechi prin comentarii la episodul anterior. Și ziceau oamenii, bă, gânii, păi ăla e shop-ul, mă, ce ai făcut tu pixel art-ul, bătăi de joc. Bă, ăla era doar așa de pus la caterincă. De pus puțin la început, așa până îl fac complet, că am și menționat acolo. Dar mă rog, trecem peste, nu e atât de important. Dar ziceam așa, yo, uite ce tare e asta aici, ce tare e. E mobul ăla care n-a fost adăugat în Minecraft, unul dintre victimele Minecraft-ului. Dar așa, ia să vedem, Moss Shop, ia să vedem cât costă toată nebunia asta. Uite-l pe Blushman aici. Ia să vedem cât costă toată șmecheria asta. Mai scrie pe ele, mă. Un stack, un diamant. Bă, vedeți că e lejer, să mă bată tata. Vedeți că e lejer. Deci un stack, un diamant. Mă bucur enorm. Mă bucur enorm, cred că puteți să cumpărăm și glow berries dacă nu. Avem și carpet. Bă, iatule, puteți să luăm și carpetori. Ok. Deci suntem chiar ok, bă, iatule, suntem chiar bine. Corzărt, un stack, două diamante. Bun.
Păi îl îmbogățăm pe om. De să mai luăm de aici, deci câte sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5. De fapt, ce pui mei? Că dacă e un stack cu diamante, le luăm pe toate și vise antenă. Le luăm literalmente pe toate și punem aici, așa, diamantele peste tot și pe ăsta. Și gata. Gata, că... Când a venit colpriș o să vadă toată asta plină cu diamante, ce o să zic? Am dat lovitura, bă! Caterinca, deci ne-am luat toate astea de aici. O mai avea omul pe undeva prin părțile astea. Nu știu dacă i-a mai mers ferma, să fiu sincer. Chiar nu știu dacă i-a mai funcționat ferma. Dar oricum suntem ok în momentul de față. Dacă mai vrem să mai facem noi mos și dacă mai avem nevoie de mos, cred că putem să facem noi rost de mos de la cu bone meal, știi? Dar e ok, suntem chileanu. Suntem chileanu. Haide să ne întoarcem acasă. Ei folosesc portalul Dani ca pe post de spawn, ești nebun. Asta e. Lasă-i torsaia acolo, să-i spuneți că e torsaia de la mine. Torsa de lângă pisicelor Dani, să spuneți că e de la mine. Măi, fraților, mâncava-și gurițica voastră, fiți antenă că îi dăm de cap. Am strâns majoritatea chestiilor de care aveam nevoie să le strângem. Deci cu materialele suntem cam finito barbanito. Suntem pe spate cu ele. Am luat acolo niște dări ca să pot să mai pun. Avem aici o grămadă moss block, avem o grămadă moss blocuri. Mai avem și carpet, mai avem aici în plus ceva dacă e nevoie să mai facem. Per totalito, suntem finito cu astea. Hai să dăm aici placement-ul să vă arăt cum ar arăta chestia asta. Deci cam asta ar fi mânuța în care o să țină cubul Rubik. Din baza, din noua noastră bază, cum ar fi. Uitați-vă cum arată momentan, cam asta ar fi mânuța. Bine, ea se duce mult mai sus, dar nu vreau să vă arăt și cubul Rubik. Practic cam asta e mâna. Adică te vedeți, avem aici mos. Mai avem și uite chestii din astea pe care o să le luăm tot de la shop-ul lui Colpir, dar momentan o să le las așa, nu vreau să le pun acum. Și le luăm și noi pe rând, pe layer. Foarte frumos. Pentru cei care din nou o să întrebe cum se numește modul ăsta cu schematice, cu toate nebunile astea, Lightmatica se numește, fraților, Litematica. Și na, hai că am dat tot de la primul layer, să zic așa. Și eu practic acum ce o să fac? Bine, o să facem timelapse toată șmecheria, toată nebunia asta. Noi ce o să facem acum? Practic o să luăm, stai să iau și torsele astea de aici care ne încurcă oarecum. Așa. Eu uite pe ce vorbește Dani acolo. Așa, luăm astea de aici. O să fie și apă prin părțile astea. Deci nu știu cum o să facem mai departe, dar o să vedem. Știu că o să fie apă pe interior, dar uite, luăm aici. Hai să facem așa un prim layer, ca să vă dați așa puțin seama care este situațiunea cu ce avem noi aici, da? Nu știu, niște ani de site, că am văzut parcă pe acolo. Deci noi suntem aici, apăsăm tasta care ne dă easy toggle. Și eu practic în momentul de față vin și țin click dreapta apăsat și ăsta modul îmi pune blocul pe care l-am eu în inventar și eu doar țin click dreapta apăsat și el selectează blocul în sine. Și cam asta e șmecheria, doar că asta e treaba, trebuie să ai ăsta, cum se numește, trebuie să ai blocul în sine. Dacă n-ai blocul și dacă nu ai materialele necesare, nu spune el nimica de la el, știi? Trebuie să ai asta, bine, dacă nu ești pe creative, dacă ești pe creative, vă spun, evident. Dar na, pe survival, cum jucăm noi aici pe breaslă, nu avem nevoie de așa ceva. Și uite, am făcut primul layer. Continuăm cu al doilea. O să mai avem nevoie de, uite, de chestii din astea, de slab-uri, de stairs. Evident, o să le luăm pe parcurs. Dar, per total și așa, ca idee generală, cam asta e treaba. El, acolo, cum se numește... zi, pattern-ul, ăsta pattern-ul, construcția ia, cum să zic eu, ia forma pe care noi o dorim și cam ăla este. Și cam așa funcționează chestiile astea, cam așa funcționează construcțiile astea. E trișat? Nu pot să-l consider din moment ce eu doar trebuie să strâng toate materialele astea. Mă ajută foarte mult la construit și la toate astea? Evident. Evident că se întâmplă. Evident că ne ajută extraordinar de mult să facem chestia asta. Vă dați seama că dacă n-am fi, ăsta cred că e un slab ceva, da. Dacă n-am fi avut modul ăsta, ar fi trebuit să stau eu să îmi dau seama cum se construiește asta pe o hartă creative și să văd cum vine fiecare bloc în parte, pattern, nu știi? Adică mi-ar fi luat mult mai mult, orientativ mult mai mult. Și uite-te. Eu am stat, am construit fără probleme, adică deja am făcut vreo 3 layere, ca să zic așa, de la șmecheria asta.
Deci, aia, vaya con Dios și hai să-i dăm aici bice, să facem totul. Trebuie să mai fac și niște din astea, auxiliare, doamne, niște slaburi din astea și cam ăla ar fi. Adică totul să iasă bine, o să iasă giugiuc. Mai să fie, mai să fie pălărie de mexican. Uitați-vă, fraților, cum am reușit să fac asta aici. Bine, ignorați apa aia de acolo, că era pusă ca să mai urc eu pe acolo sus jos. Haideți, în primul și primul rând, să ne culcăm, ca să facem zi pe afară. Și să vă explic care este situațiunea, ce urmează în momentele următoare din videoclipul acesta. În primul și în primul rând, următoarea chestie pe care trebuie să o facem noi este să dați like la videoclipul ăsta. Bă, frate, dacă uitați la clipul ăsta de Minecraft, la clipul ăsta de pe canalul meu și n-ați dat like până acum, nu știu ce așteptați. Invitație specială. Dacă așteptați invitația, să știți că asta era invitația voastră, dați și voi like dacă vă plac videoclipurile astea. Deci, haideți că mi-am instalat și un mod șmecher care se numește FreeCam. Practic putem să ieșim din corpul nostru din Minecraft să vedem chestii pe aici, să vă explic mai bine. Deci asta este mâna pe care am construit-o acum și am făcut-o în timelapse. În primul și în primul rând trebuie să vă explic că noi o să intrăm prin partea asta pe aici. Momentan nu avem niciun detaliu făcut pe interior, din câte vedeți lipsesc multe, multe chestii. Sunt puse blocurile, bine, dreptul ăsta e ilegal pus acolo, nu e nevoie. A venit Peter mai devreme pe aici pe la mine și zicea că e de asta de parcurs, uitați-vă cum sunt astea făcute, doar că unde sunt golurile astea o să trebuiască să punem lemn, ca idee. Unde sunt găuri pe aici o să trebuiască să punem lumină, deci sunt o grămadă chestii. Și câte observați, fiecare deget în parte are câte o intrare. Fiecare deget în parte ne duce în diverse zone ale cubului Rubik. Uitați-vă, pe aici, cred că pe aici o să putem să mai intrăm. Și pe aici la fel. Deci, practic, sunt mai multe intrări pe care noi putem să le alegem după ce intrăm de acolo pe jos prin cubul Rubik, care este ținut de mâna asta pe aici. Dar eu zic că, overall, mâna asta arată chiar foarte caterincă. Arată bine, rău, de torticus, cum s-ar spune. Și singura chestie care trebuie să mai facem acum este să completăm toată mâna asta, toată mâna pe care vedeți voi aici, să o completăm cu moss, cu acel mos pe care l-am luat de la colpir. Fix pe părțile astea pe aici, unde este stone și whatever, trebuie să punem mos. Practic am asta, e șmecheria. Și na, ce să zic. Urmează să facem asta, trebuie să facem din nou cred că o să facem tot cu timelapse. Mai am o grămadă blocuri pe aici. O să le folosim, o să le mai folosim noi pe acolo. Cred că am făcut rost de mai multe blocuri decât aveam nevoie, că de obicei așa fac eu ca să fiu sigur că îmi ajung lucrurile pe care le avem. Posibil pe interior să mai fie ceva, deși nu prea cred. Deci doar mosul ăsta mai trebuie pus și făcut cubul Rubik în propriu zis, știi? Și cam mai ar fi șmecherea asta, să punem și noi astea pe aici, lucrurile pe care le avem din inventar și de care nu mai avem acum nevoie. Oricum, stai că l-am și pe mâna secundară. Oricum, luăm mosul, îl băgăm pe bărbosul. Băgăm la bărboșii aici, o grămadă moss block din ăsta, băgăm pe marginile și ne facem talentul. Băi, fraților, am reușit să pun mosul ăsta pe mânuță. Uitați-vă cum arată mosul pus pe mână. Arată foarte, foarte bine. Cred că pe aici n-am reușit să pun să termin. Dar nu-i nicio problemă. Îl facem când facem și cubul Rubik, nu-i treabă. Acum urmează partea puțin mai complicată, interiorul, care este, din păcate, casa creeperilor și scheletonilor, pentru că este întuneric, așa arată pe Minecraft, așa vede Minecraft-ul, așa văd eu, pentru că am modul ăla de Fulbright. Ok, mi-am făcut o fermă de monștri pe aici fără să vreau. E ok. Trebuie să facem următoarea chestie, fraților. Trebuie să mergem să facem rost de cât mai mult sprus. Acum avem nevoie de sprus ca să facem niște iteme pe acolo, niște... Ba da! Arată genial, bă, frate, ești nebun.
Holy moly, pacaroli. Ia uite, bă, ce bine arată. Arată bine rău. Ok, haideți să mergem să facem acolo interiorul. Și să... sau putem să facem interiorul în episodul viitor și să ne ocupăm de cubul Rubik propriu zis. Cred că asta o să facem. Cred că asta o să facem mai bine pentru sufletelul nostru. Deci haideți să ne ocupăm de cubul Rubik acum. Mai bine decât și cred că mai bine stau pe off-camera să fac interiorul ăla de acolo, că nu cred că ați vrea să vedeți interiorul cum se construiește, că e migălos, adică du-te, vino, ia materiale, întoarce-te, adică vreți să vedeți mai degrabă, cred că ăsta de aici cum se construiește, deci hai să-i dăm bici așa. Măi, fraților, toată situația pe aici ar cam fi terminată, să zic așa. Haideți să vă arăt așa free camera cum ar arăta. Terminat doar scheletul cum ar veni, pentru că interiorul o să-l facem data viitoare. O să-l facem în episodul anterior, episodul următor. Sau puteți să facem și off camera pe aici mâna cu toate chestiile astea, dar interiorul pe aici o să vreau să mă ocup în episodul următor de dânsul. Bineînțeles, marginile astea, părțile astea de la cubul Rubik o să fie colorate, cu diverse culori, cu, mă rog, culorile care se află pe cubul Rubik. Și, na, ce pot să zic, cam asta e cubul Rubik, cam asta e mâna, cam asta e viitoarea noastră bază, să zic așa. Aici m-am gândit așa, bă, castelul ăsta pe care l-am făcut noi, să-l păstrăm pentru depozitare, gen, nu știu, cobblestone, dirt și prostii din astea. Și chestiile mai importante să le avem aici. Așa zic. Eventual mai facem și diverse chestii de design pe aici pe lângă. Oricum mai avem o grămadă de chestii importante și interesante de făcut. Este tot timpul din lume să facem toate nebunile pe care ni le-am propus. Da, mă, fraților, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Și da, ce să zic, ne vedem și ne auzim data viitoare. Ciao. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.